Sunt mai multe variante de diamante. Dacă vorbim strict de diamantul natural, atunci ar trebui să ne raportăm la calitatea diamantului. Iar calitatea este dată de tăietură, de claritate, de niște chestii specifice ale diamantului natural. Bine, și prețul e mai mare, clar. Automat, prețul este mai mare cu cât diamantul este mai clar. Cu cât mai puține incluziuni și cât mai uh, înspre scara albă, a transparentă a diamantului. E, având în familie cumva influențe înspre bijuterii din partea mamei, care este foarte pasionată de bijuterii și de pietre prețioase și semi prețioase, uh, am zis că uite, uite o chestie interesantă care aș putea să o fac, care este asemănătoare cu tehnica dentară, care m-ar lăsa să fiu și creativ. Și mi-a sunat soția, mi-am spus că vin acasă și mă apuc de bijuterii. Orice bă, carataj de aur pleacă de la o anumită parte de aur pur și urmează a fi aliat cu o altă parte din aliaj, care să-i dea o anumită culoare, o anumită duritate, o anumită flexibilitate în funcție de ce design bă, avem de realizat. Chestia dacă se vedea dacă ți-ai cumpărat o bijuterie din Turcia și s-a înverzit, cea mai mică problemă este alergia. S-ar putea să fie din alamă. Că, că orice comandă este o provocare pentru că nu știi. Ce o să ți ceară clientul care te întâlnești? Un client care are deja un statut poate fi o surpriză și o provocare pentru tine, ca persoană, pentru tine, ca designer și pentru firmă, în general. Și pentru renume. Dar fiecare firmă de bijuterii își alege clienții. De asta, uneori, sunt nevoit, cu părere de rău, să resping unele proiecte în care. Principalul factor este prețul. Și mai ales când ajungem la întrebarea cât e prețul pe gram. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI. Așa cum știți, vreau să mulțume... ca de fiecare dată vreau să-i mulțumesc sponsorului nostru Balcan.ro, bineînțeles cei care vor să achiziționeze produse online de pe Balcan.ro pot folosi codul de reducere BZI10 și au 10% de reducere, deci nu ratați această ofertă. Acestea fiind spuse, vreau să-i mulțumesc invitatului de astăzi, Tiberiu Dascolu, fondator Saida, vorbim despre bijuterii. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am mulțumesc pentru invitație! Bijuterii care vor fi preferatele doamnelor, dar și domnii cred că bă, încep și ei să ajungă așa din urmă. De obicei, doamnele personalizează designul și domnii personalizează bugetul. <laughs> Întotdeauna așa. Vedem că majoritatea celor care bă, cumpăr cadouri... Dacă tot se apropie Crăciunul și e febra asta a cadourilor, sunt domnii cei care se duc în magazine și caută bijuteriile. Da, problema cea mai mare a, domnului, a domnilor este lipsa timpului, lipsa parcării, faptul că după ce ai mers prin două magazine, toate bijuteriile ți par la fel. Și atunci, ca să-i ajutăm... Putem discuta pe WhatsApp, pe e-mail, videoconferință, față în față și se poate face o bijuterie personalizată, personalizată. fără să-și mai bată nimeni cap. Exact ce vorbeam înainte să începem podcastul. Bijuterile personalizate sunt un trend, adică majoritatea vrea ceva. Au fost, mic. au devenit, să spunem așa, un trend în momentul de față, dar tot timpul bijuteriile personalizate au fost făcute pentru persoane cu un anumit statut. De exemplu, la o curte regală, fiecare avea un bijutier care se ocupa de toate preferințele, mă rog, celor de la curte de acolo. Dar, în momentul de față, este un trend din ce în ce mai acceptat și mai apreciat, și în această direcție ar trebui explicat. Ce înseamnă personalizat? Pentru că de obicei, marea majoritate a clienților consideră bijuterie personalizată doar o simplă gravură în interiorul bijuteriei. Da, într-adevăr, sunt obișnuiți, cred că cei care mă, se căsăresc și, și gravează pe, pe verghete. data da, 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 în da. interior. Da. Dar pentru clienții care își doresc altceva, rezolvăm alte probleme, cum ar fi spațiul dintre o verighetă clasică și inelul de logodnă sau diferite tipuri de aur, diferite împletituri, designuri care preiau cumva din preferințele ambilor miri, dar avem o variantă mai feminină pentru doamnă, o variantă mai masculină pentru domn, cu câteva detalii care încă să fie percepute ca un set de verghete, dar să fie totuși specifice pentru fiecare în parte. Da, în continuare se vrea un set, nu? Adică e da, da, o diferență, da. zicem, poate între vergheta bărbatului și... Este o diferență, o tot timpul ar trebui să fie o diferență tocmai ca să fie personalizat pentru fiecare, dar dacă preluăm câteva detalii cheie și le înglobăm în fiecare design, atunci ambele pot fi percepute ca un set, dar totuși cu un design diferit, puțin. Da, mirii oricum sunt în momentul în care de ce să se căsătorească, sunt puțin agitați, se pierd dacă nu găsesc ceea ce caută. Oricum ei pleacă cu o idee în cap în momentul în care da. de să facă pasul ăsta. Toți mirii cu care mă întâlnesc sunt agitați inițial. Toți mirii vor ceva personalizat, ceva anume, pleacă cu o idee, dar nu știu să o descrie sau nu știu exact ce își doresc sau dacă este posibil ce își doresc. Și atunci ne putem întâlni, discutăm, calmăm pe toată lumea, stabilim câteva idei de bază, stabilim câteva detalii pe care își doresc neapărat și de acolo plecăm pentru un design. Pentru că oricum și la un, la un magazin sau la un târg, dacă mergi și vezi 10.000 de verghete, nu mai ții minte după un sfert de oră cum arăta designul care ți-a plăcut sau măcar la ce stand era. Deci cel mai bine ar fi să, nu știu, să faci o poză cu modelul sau ca da, să sigur că rămâne memorie. Da, da, da. Sunt câteva artifice de genul ăsta, să spunem, mai faci o poză, mai memorezi magazinul, dar... Pentru că toată chestia asta de căsătorie implică agitație cu toți furnizorii, am preferat să iau de pe cap stresul ăsta, să ne întâlnim, să discutăm, fără program, fără bă, riguri de astea că se închide magazinul sau trebuie să ajungi până la ora X, pentru că dacă pleci la 4-5 de la job, să spunem, și bă, magazinul se închide la 7, sunt șanse mari să faci o oră jumate prin oraș, și prin trafic. Din păcate, da. da. Și atunci ne putem întâlni unde le este lor comod ori la o cafea, ori am avut clienți care ne-am întâlnit și la ei acasă, fără nicio problemă. Unde te simți comod, fără nicio problemă, ne putem întâlni și dimineața, ne putem întâlni și seara. Am întâlniri și la 8 jumătate dimineața și întâlniri seara la 8. Fără nicio problemă. Adică, pe lângă toate, tot conceptul de bijuterie personalizată, este personalizat și program. Da, se Tocmai poate. ca toată lumea să se relaxeze, să putem discuta relaxat despre tot ce și-ar putea dori. Dar de unde vine numele Saida? Uh, vine din uh, arabă și uh, descrie o femeie puternică. E cumva un derivat uh, din cuvântul pentru vânător. Dar de ce ați ales numele asta? Pentru că eu am o pasiune cu chestiile astea bă, arabești și Tiberiu acolo bijuterii <laughs> mi s-a părut cam uh, fad. <laughs> Da. Și atunci... altfel, nu? Să rămâne Da, murii. da, da. Și m-am gândit că oricum, chiar dacă numele este important, am mers pe ideea de cui vreau să vând și cine ar, ar vrea să, să poartă bijuteriile mele. Și am căutat, dacă tot eram pasionat de zona asta arabă, am căutat o variantă un pic mai exotică. Da. Dar cum sunt bijuteriile la ei? La arabi. bine, arabi oricum sunt definiți prin lux, prin da, șină, dar sunt -ă, cu detalii complexe -ă, foarte alambicate, cu prieteni prețioase bă, comparativ cu piața europeană tot ce vine din zona aia este mult mai complicat și înflorat și bă, deci un inel de acolo, dacă vrei să îl porți, trebuie să fii sigur că va fi și plin de pietricele, de... Da, pentru că ăsta, ăsta este stilul de design în, în zona aceea lumii. Acolo așa le place lor, înseamnă da, că, nu? Da, așa da, sunt... Da, uh, da, da. Noi în Europa încă preluăm influențe de pe piața americană. Uh, inelul de logodn care... Mă rog, a fost cumva popularizat de Tiffany, solitaire cu o singură piatră. Este preluat la noi de diverse uh, companii, dar ca și idee, prima și prima dată a fost propulsat de către Tiffany. Da, bă, oricum, am văzut că a rămas încă modelul ăsta. Da, da, da. Cam Doar că e în ultima perioadă clienții de obicei îmi cer vreau un inel de logon, simplu. Dar nu chiar atât de simplu, adică o șină și cu o piatră. Și atunci mai apelăm la, la artificii, la ampletituri sub montura pietrei, la diferite combinații de metal. Mai da, sunt. Ceva care să diferențieze? Sunt da. artificii de design, tocmai ca să diferențiezi designul clasic al solitarului față de un design al meu. Da. Pot fi recunoscute bijuterile făcute de dumneavoastră ușor? Adică fiecare bijutier își pune amprenta pe. Un nu neapărat, stil? pentru că noi încă nu am consolidat un stil anume și o direcție. În momentul de față încerc să mulțumesc întâi clientul și abia după să-mi conturez eu o, o direcție de design care să fie reprezentativă pentru Saida. Lucrăm în momentul de față la o colecție pe care să o lansăm la anul de verghete pentru sezonul următor, care să înglobeze cumva o, o, niște tipare Saida, care ulterior vor putea fi recunoscute, dar în momentul de față principala noastră problemă este să mulțumim clientul. Și asta însemnând. Mă... Personalizate mă, vă cam ocupă timpul, înseamnă că, da. pentru că la cele personalizate cred că durează și mai mult nu să vă poți face. Păi ca de... și etape de producție, după ce ne-am întâlnit uh, inițial cu clientul, am discutat uh, despre ce își dorește, am notat câteva detalii, încep uh, partea asta de design și prezint clientului trei schițe. Din cele trei schițe putem alege doar câte un element din uh, fiecare pe care ulterior să-l înglobăm în designul final sau putem reface tot de la zero, da. fără nicio problemă. Schițele astea sunt făcute pe, în programe de astea de design, clientul primește o randare, adică o, o, imagine cât mai apropiată a viitoarei bijuterii. După aceea alegem din schițele astea un design apropiat de ce își dorește. Folosesc o imprimantă 3D ca să printăm în rășină designul și clientul îl poate pune pe deget să vadă dacă îi place dimensiunea, dacă dorește ceva mai simplu, dacă dorește ceva mai complicat, pentru că dintr-o imagine văzută pe telefon nu poți să-ți dai seama exact de volumul piesei, de cum se așează pe mână și după ce avem confirmarea finală în rășină, la proba din rășină, Uh, abia atunci ne apucăm de uh, producția în aur și de montarea pietrelor. Dar diamantele sunt uh, în top? Adică uh, ar trebui să explicați un pic ce e cu diamantele pentru că mulți uh, percep de exemplu dacă îți un inel cu diamante uh, clar, prețul este mai mare dar și diamantele acestea sunt de mai multe feluri, sunt din diverse materiale, sunt veritabile, sunt cum, cum e aici? Uh, sunt mai multe bă, variante de diamante. Dacă vorbim strict de diamantul natural, atunci ar trebui să ne raportăm la calitatea diamantului. Iar calitatea este dată de tăietură, de claritate, de niște chestii specifice ale diamantului natural. Bine, și prețul e mai mare, clar. Automat, prețul este mai mare cu cât diamantul este mai uh, clar, cu cât mai puține incluziuni și cât mai uh, înspre scara albă, a, transparentă a diamantului. Dacă ne raportăm la diamante naturale versus diamante de laborator, adevărat, este o creștere în piață a diamantului de laborator, dar. Uh, publicul încă este destul de prevește destul de suspect diamantele de laborator. Și ca soluție pentru clienții care își doresc ceva care arată ca un diamant, dar au un buget mai redus, am început în ultima perioadă să folosesc moisanitul. Și moisanitul este o piatră de laborator, la fel de dur, aproape la fel de dură ca diamantul, care strălucește mai bine decât diamantul, și este undeva la un 20% din prețul unui diamant. Deci, dacă vedem o, astfel de pietre într -un inel, pe un inel, da, da. nu facem diferența, nu? Nu. E... nu. Pe, doar, doar un ochi antrenat. <gri> și doar persoana care l-a cumpărat știe, nu? Da, da, da. Oricum, tot timpul, în cazul în care un client. Își dorește un uh, moisanit, să spunem, ca să ne putem încadra în uh, bugetul lui. Primește un certificat că piatra adăugată pe inel sau pe verghetă este moisanit. A, aici uh, încerc să. Uh, explicați nu? că. Da, moisanit... încerc, încerc să explică uh, clientului că ce cumpără este doar un înlocuitor pentru diamant explic care sunt uh, calitățile Moisanitului și care sunt și defectele și uh, ofer certificatul tocmai pentru ca clientul pe viitor să fie sigur că nu a primit, de exemplu, un zirconiu, care este o sticlă obișnuită la preț de Moisanit. Dar noi cum putem verifica, ca și client să spunem, lucrurile acestea? La orice magazin de bijuterii care are un tester pentru diamante sau Moisanit. Deci, e destul da. de simplu. Dar testerul de diamante uh, verifică doar dacă piatra respectivă este diamant natural, atât. Nu îți oferă detalii e... despre claritate, despre incluziuni, despre culoare. Adică nu poți să spun dacă e zircon sau mai sanit Nu, uh, îți poate arăta că este diamant. Da. Dar uh, gradațiile diamantelor, că tot vorbeam mai devreme despre încadrarea pe culori, pe bă, incluziuni, Uh, nu sunt uh, depistate și nu sunt arătate de, de testul ăsta de diamante. Și dacă vorbiți de culori, există mai multe tipuri de da. culori. De la... Upsic, roz? Diamant da, roz. sigur că da. da. Roz, albastre, verzi sunt diamante naturale și sunt extrem, extrem de rare. Păi, cred că și prețul. De obicei, de obicei văd că cele rare se vând la licitații. Da, deci, și <laughs> Cele rare cele nu o să fie găsite într-un. Mol, de exemplu, <laughs> pentru un mass market. Cei care achiziționează, de exemplu, la o licitație un diamant dintr-o tăietură fancy, cum sunt ele denumite, sau o culoare fancy, Uh, mai mult ca sigur ori vor păstra piatra ca și investiții, ori uh, vor apela la un uh, bijutier ca să le creeze ceva pe placul lor. Deci nu o să iasă, vorbesc acum de doamne, nu o să laude cu, cu ineluri sau nu știu. În anumite, ineluri, în anumite cercuri, sau... în anumite cercuri, da, probabil că se pot uh, lăuda și își pot compara cumva achizițiile. Dar nu cred că mai la shopping cu... Uh, nu și nici nu, nici nu spală vasele cu <laughs> exact. un inel cu o piatră de gen. Dar, apropo, dacă tot ați ajuns la partea aceasta de spăla vase, cum este indicat? Dăm bijuteriile jos când facem duș, când spălăm vasele? Da. Bă, nu știu, că nu avem orice alte activități? Toată, deci toată lumea știe poezia. Asta am văzut. În piață toată lumea știe că nu ai voie să porți o bijuterie, nu neapărat cu diamante. poți să fie și o bijuterie simplă. În momentul în care folosești produse de curățare chimice, când speli vasele, pentru că și umiditatea poate afecta Teoretic, bijuteriile trebuie ținute în cutie și portate la ocazie sau în momentul în care ă, ieșiți din casă, v-ați parfumat, v-ați machiat, la final vă puneți bijuteriile și ați plecat. Și verget. Vergheta, Acum, dacă recomand să vă dați jos verigheta, să înțelegeți de da. Tocmai pentru că nimeni nu respectă chestiile astea, noi oferim și o garanție care presupune curățarea gratuită pe viață și verificarea munturii, adică o curățare profesională. Da. Nu cu mai știu eu, ce trucuri văzute pe internet care pot Postă dăuna dinzi? pietrelor pas de dinți, bicarbonat, scrum de țigară, multe, multe l-am auzit. Nu e recomandat. Nu. Nu. Și de moment ce curățarea este gratuită. De oricât vrei, ori vrei pe tot parcursul vieții sau în cazul verighetilor a căsniciei, n-are rost să ne complicăm <laughs> cu artificii văzute pe internet. Da, noi suntem, oricum, românii predispuși să căutăm diverse variante. Da, să căutăm o scurtătură, dar da. este gratuit, este recomandat. Facem o verificare a monturii pietrelor, să vedem dacă cumva s-a agățat undeva, dacă una este predispus să cadă. N-are rost să ne complicăm viața, cu, și mai ales dacă avem o, o piatră mai deosebită sau un design mai deosebit. În momentul în care el este zgâriat, pentru că am încercat să-l curățăm cu X produs văzut pe, pe YouTube ar putea face mai mult rău decât bine și când ajungi la bijutier ca să-i redea strălucirea inițială de multe ori nu prea se mai poate. Da, deci recomandările dumneavoastră ar trebui să fie și uh, aplicate, ca să zic așa, da. să nu fie surprize, da. pentru da. că noi auzim foarte între pe cealaltă este tot așa. Da, tocmai de asta m-am gândit, să oferim chestia asta gratuit. Poate încurajăm cumva cel puțin clienții noștri să, să vină la noi. De câte ori consider că au nevoie de ori a bișterii. Da. Și să stea liniștiți că bijuteria lor este pe mâini bune, este curățată cum trebuie, cu soluții profesionale și nu este nevoie să-și complice viața cu detalii. Revenind la discuția despre diamante <laughs> și pietre prețioase în general, spunea că femeile, na, ele sunt... Nu degeaba este și vorba aceasta celebră că diamantele sunt cele mai bune prietene ale femeilor. Noi femeile suntem, da, cele care vrem să avem bijuterii, cât mai multe pietre prețioase, dar bărbații au început și ei să prindă, nu știu, teren, să zic așa, să uh, poarte, dar nu foarte la vedere, adică... Majoritatea bărbaților poartă doar verghetă. Și în momentul în care mă întâlnesc cu un cuplu, de exemplu, pentru a comanda un set de verghete, văzând cam la ce nivel de personalizare putem ajunge, încep și domnii să aibă o idee. Parcă mi-aș dori și eu asta, sau uite, mie îmi place aia, hai să vedem cum o încadrăm. Și de acolo ajungem la o piesă personalizată, și pentru domni. În general, bijuterii pentru domni, în afară de câteva inele mai masive, nu prea am făcut până în momentul de față, pentru că, la fel, după cum spunea și la început, doamnele personalizează designul, iar domnii bugetul. Principala lor problemă este să ne încadrăm într-un buget și să fie foarte confortabilă verigheta lor. Da. Să nu o simtă pe, pe deget. O porți zilnic. Da, da, da. Nu te deranjeze. la fel pentru modelul domnilor, atunci încerc să gândesc un design care să nu fie foarte subțire, foarte delicat, pentru că fie importată zi de zi și în activități mai dure în general, comparativ cu ale doamnelor, atunci risc să stric tot modelul dar spuneți de buget, au început să fie bugete mai mari și pe zona aceasta de bijuterii. Uh, adică, nu știu, ați avut vreo comandă mai deosebită, nu știu, vreo un inel verghet sau eu știu, un inel de logodnă cu o piatră prețioasă, mai scumpă? adică, na. Uh, dacă ne raportăm strict la anul acesta, în septembrie am livrat un inel de logodnă cu un smarald de foarte bună calitate, de 0,88 carate, natural, cu certificat, cu tot ce trebuie și cu câteva diamante pe lângă. Și cât a costat? Cât a fost uh, nevoie. <laughs> adică prețurile, oricum, prețurile, oricum, nu sunt uh, nu sunt speriat. Foarte multă lume când aude de bijuterii personalizate și închipuie că bă, ajungem la prețuri, de exemplu, cum vezi la Kim Kardashian, de 100.000 de dolari. Eu nu mă gândeam no. neapărat la personalizare, mă gândeam la faptul că sunt diamante și smarald, că ale sunt mai da, scumpe. Sunt, sunt scumpe, dar în momentul în care alegem un design și fac o estimare de buget, putem cumva raporta și modifica designul la bugetul fiecărui client. Adică putem face și de 3.000 de euro, putem face și de 1.000 de euro. La fel și la inel de Logodnă. De asta, putând să personalizez absolut orice ține de bijuteria pe care își o dorește clientul, găsesc artificii pe care le explic clientului de la început. Dacă tot ați adus vorba de vedete, nu neapărat Kim Kardashian, dar și la noi în țară sunt vedete cred, care au bijuterii scumpe da. și da. se vede. De la, adică... de la case mari de bijuterii și... Se vede, tocmai asta este ideea de bază. Se vede că e altceva. Arată altfel. E simplu, nu? Da. Arată altfel, este gândit altfel, este și purtat altfel, pentru că o piesă personalizată îți dă automat și o altă încredere. Ești cu adevărat unică. Ai mai multă încredere. Da. 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 Dar la noi sunt persoane. Potențial financiar, care investesc investesc în propriul spus, care vor să cumpere astfel de bijuterii, să aibă. Da. Cred că și colecții, când bănuiesc că unii da, au. Da, da. Ați da. întâlnit persoane de genul acesta? Uh, da, sunt persoane pasionate de bijuterii, cu o putere financiară și sunt și dispuși să-și achiziționeze tot felul de bijuterii, dar. Ele sunt gândite mai mult ca o plăcere care nu este doar de moment, își va păstra valoarea în timp și orice s-ar întâmpla te poți bucura de piesa respectivă și la 20 de ani când ai primit-o, să spunem, și la 40 de ani și la nevoie o bijuterie personalizată, gândită strict pentru tine, poate deveni o bijuterie de familie și poate fi lăsată moștenire. moștenire da. Da. da, se întâmplă. La noi poate mai puțin, dar în alte state... Deja, deja am clienți, de exemplu, care au venit cu vergheta străbunicii și își doresc să o înglobeze într-un design. Ah, deci, deci să nu intrăm în vergheta străbunicii, să nu o topesc sau să o modific cumva și să ajungem la un design care să înglobeze cumva vergheta. Suntem în perioada de discuții și de confirmat schiții în momentul de față. E un lucru foarte frumos până la urmă, că rămâne bijuterea în familie. E da, transmisă din da, da. generație în generație. Uh, fiind deja a patra generație care poartă verigheta, are și o valoare sentimentală. Odată ce mai adăugăm artificiul ăsta ca să-i reprezinte și pe viitorii miri, devine reprezentativă și pentru ei și are șanse foarte mari să ajungă și la a șasea, a șaptea generație. Deci, oricum, bijele pot să rămână? Da, pentru că aurul, nu, timp, nu, aurul nu expiră. Nu, da. nu să-și piardă valoarea, la fel pietrele prețioase de o calitate bună nu expiră, nu își pierd valoarea. Dar, dacă vorbim de aur, îmi spuneați și la început când vorbeam despre aur, normal despre bijuterii, sunt diferențe. Între aurul de 14 carate. De da, 18 carate. De 14, de 18, de 22. 22 da, sunt, da, sunt diferențe, dar astea țin mai mult de parte de producție. Pentru că aurul, orice carataj de aur, pleacă de la o anumită parte de aur pur și urmează a fi aliat cu o altă parte din aliaj, care să-i dea o anumită culoare, o anumită duritate, o anumită flexibilitate în funcție de ce design avem de realizat. Deci cel de 14 carate este mai slab, să spunem... Cel de 14 carate are în greutatea sa 58,5% aur pur, iar restul până la 100% este aliaj. Cel de 18 carate are 75% da. aur și restul aliaj tot și tot așa. tot așa, da. da. La noi pe piață cred că cel mai mult cel de 14 carate da, este... Da, cel mai des întâlnit da. este de 14. Bine, și, și prețurile oricum diferă? Uh, prețurile diferă... Diferă în funcție de zona din care îl cumperi, pentru că este un preț în Turcia, de exemplu, că oricum piața este inundată de bijuterii din Turcia. La noi. Da, la noi, la noi, pentru că automat pot oferi alt preț când o verighetă de un singur model o faci în 10.000 de bucăți. Și atunci profitul este mai mic, dar lucrezi la volum. Este un alt preț pentru aurul de 14 carate care ajunge la noi în Iași și alt preț pentru aurul de 14 carate la un bijutier personalizat. De asta sunt gradațiile. Bijuteria personalizată este unică, făcută într-un singur exemplar exact cum ți-o dorești tu. Bijuteria din Turcia este cumpărată când ai fost în concediu, să spun. Și nu poți fi păcălit? <laughs> Ei, dacă sunt. Uh... Ba da, dar acum nu, nu ar trebui să arătăm cu degetul înspre turci că poți fi păcălit, pentru că la fel de ușor poți fi păcălit și în România. Și în România, da. Deci, deci uh... la ce ar trebui să fim atenți? Când, Când cumpărăm da? aur, e important să fie din Uniunea Europeană, pentru că în Uniunea Europeană anumite aleaje sunt interzise, care pot da alergii. Sunt clienți care au alergii la aur galben, care teoretic n-ar trebui să provoace alergii, dar pentru că în compoziția lor, în aliere, s-au folosit metale care sunt interzise în Uniunea Europeană, duc la alergii. Și cu bijuteria respectivă, nu ai ce să mai faci decât să o rafinezi ca să poți scoate aur pur din ea și să faci altceva. Și adică alergire... altă soluție nu este. Ce înseamnă? Ți degetele? Se degetele, bă, ai o mâncărime în zona respectivă, nu sunt chestii, dacă, se, dacă ți-ai cumpărat o bijuterie din Turcia și s-a înverzit, cea mai mică problemă este alergia. S-ar putea să fie din alamă. Da, e bine și eu, nu doar din Turcia, de unde scumpe. Da, tocmai de asta spuneam că poți fi păcălit da. și la noi. Bine, dar piața cea mai bună a bijuteriilor, aurului, unde e? În Turcia? Adică ei sunt recunoscuți? Nu există neapărat o piață. Este cea mai apropiată zonă de producție apropiată de Europa. Dar ca și zone de producție, chiar și China produce aur. La fel și Italia produce aur. Dar nu le putem compara pentru că se adresează unui public diferit. De explicați un pic. De exemplu, eu când am fost în Italia, într-adevăr am văzut în Florența, era o alee plină cu bijuterii. Plină cu da. case, cunoscute da, de acolo din Dar Italia. stilul uh, unui bijutier din uh, Italia este diferit de stilul unui uh, bijutier uh, arab, de exemplu, cu tot vorbeam de Saida. Pentru că se adresează altor clienți, are o altă formare în spate ca să privească o bijuterie la final și se adresează total altui uh, public. Aurul la bază este la fel. Pleacă la același preț raportat uh, mondial. Dar în funcție de costurile de producție, în funcție de condițiile în care este produs, în funcție de calitate și siguranță pe care o poate oferi clientului, variază prețul. Nu înseamnă că o bijuterie din Turcia sau din China sau din Italia, una din ele este mai proastă și alta mai bună. Se adresează unui public diferit, cu nevoi diferite și cu dorințe diferite. Dar aurul s-a mai scumpit în ultimul timp. Aurul s-a scumpit și, și se va tot scumpi. De care da. care ar fi explicația? Păi... Uh... Războaie, viitoare criză, aur oricum se va scumpi și se va crește, chiar dacă ne raportăm la chestii care ne afectează pe noi aici, pe plan local, să zic așa, în România. Dacă ne raportăm la inflație, aur oricum o să crească. La cât ar ajunge din. Eu nu-mi doresc să ajungă foarte. Adică, mult. Nu știu câte aur, acum? sincer nu știu câte. Undeva la un 57-58 de euro pe gram pe bursă. Așa, și ar putea crește, nu știu, cu 10%? Să sperăm că nu, dar cel mai probabil că da, va crește. Ar fi o investiție? Dacă întrebăm strict de investit în aur, ar trebui să facem diferența între aurul de investiții sub formă de lingouri și bijuterii. Cam nu orice își nu permite să cumpere lingouri din aur. Adică cei care cumpără... Dacă, deci dacă te... vorbim strict de investiții, este recomandat aurul, de, aurul în lingouri. Dacă dorim doar să ne protejăm împotriva inflației și să cumpărăm, de exemplu, anul acesta un inel sau o brățară, iar peste 10 ani să vedem că uh, și-a crescut valoarea fără să-i facem nimic, uh, atunci aurul poate fi o protecție împotriva inflației și o protecție care ne bucură în fiecare zi în care purtăm bijuteria, comparând cu ceva, nu știu, acțiuni sau titluri de stat în care avem un randament. Strict pe investiții ar trebui să fie lingourile. Pentru o protecție împotriva inflației și o bucurie, bă, recomand bijuteriile cei care urmăresc podcastul să ia aminte la aceste sfaturi, pentru că am văzut era o explozie așa de achiziții de aur anul trecut, dacă le țin, anul trecut, acum doi ani. Oricum se promova foarte mult ideea aceasta de aur și investiții în aur. Da, pentru că dacă ne uităm așa la trecutul nostru apropiat, să spunem, de acum 2 ani de când a început războiul cu Ucraina, Uh, ucrainienii când au venit în România au venit cu aur. Și au umplut piața de aur și toate casele de amanet Pentru că în momente grele ne îndreptăm strict Către o bijuterie de familie sau un lingoaș Sau ce fi fiecare mai aproape da. nu, Sau cel puțin, nu știu Bitcoin nu am auzit să bagi la amanet Dar când au venit ucrainienii în Iași Au umplut amaneturile cu, cu aur da. Deci poate fi o investiție, dar sperăm să nu ajungem să trebuiască să valorificăm aurul respectiv. Da, ar să fie mai mult o investiție pentru familie, să zicem exact, așa, pentru exact, moștenire exact. de familie. Dar cel mai uh, vechi uh, inel uh, e cel de care ne-ați povestit, adus la patra generație, pe care... Uh, -a... Cea mai vechi verighetă cu da. care lucrez, da, asta este. Asta Și e, e o verghetă cu o poveste interesantă, chiar și, și cuplu care, care își dorește verighetele astea, se vede că își doresc să înglobeze cumva și să păstreze amintirea stră bunicii. Și e o poveste interesantă care m-a motivat cumva să creez un design care să mulțumească pe toată lumea. Păi înseamnă că bunicii, nu a patra generație, străbunici, străbunici, da. Păi să fi fost de prin primul război mondial, poate mai uh, devreme chiar. Mai devreme, mai devreme, mai devreme, de da. devreme da. Istoria exactă a averighetei nu o știu, dar mi-a plăcut uh, ideea și îmi plac uh, provocările și oricum pentru fiecare client uh, orice discuție este unică, chiar dacă unele întrebări, de exemplu, vreau ceva personalizat, dar nu știu exact ce vreau, asta o aud destul de des, fiecare proiect este, este unic. Și în, încerc să cunosc și persoana care urmează să livreze bijuteria ca să pot cu adevărat să dau ceva cu valoare pentru o persoană respectivă și aici nu mă refer la valoare materială. O, să-i ofer o bucurie, să-i ofer un zâmbet și mai ales că raportându-ne la, la tehnica dentară, feedback-ul în bijuterie este instant. Și asta mă încântă foarte mult și pe mine. Ați adus vorba de tehnică dentară, sunteți la bază tehnicii dentară, da, mi ați zis. Da, da. Am deci... terminat tehnica dentară, am lucrat câțiva ani prin Iași, am încercat și în Anglia, și în Spania și n-am găsit o chestie care să-mi împlinească și partea creativă. Păi, povestiți-ne un pic cum a fost în Spania cu bijuteriile. A, deci, -a de bijuterii. în, în Spania a fost cumva cea mai neagră perioadă, să zicem așa, a vieții mele, pentru că am ajuns ca și tehnician dentar, am lucrat o perioadă acolo, nu m-am mai înțeles cu administratorul laboratorului la care lucram și în zilele în care m-am hotărât să, să plec de la laboratorul respectiv, pur și simplu mă foarte supărat vorbeam cu viitoarea soție pe vremea aceea la telefon și am ajuns în fața unui magazin de bijuterii, din fața blocului în care locuiam. Și având în familie cumva influențe înspre bijuterii din partea mamei, care este foarte pasionată de bijuterii și de pietre prețioase și semiprețioase, Uh, am zis că, uite, uite, o chestie interesantă care aș putea să o fac. Care este asemănătoare cu tehnica dentară, care m-ar lăsa să fiu și creativ. Și mi-a sunat soția, mi-am spus că vin acasă și mă apuc de bijuterii. Ea, normal, în momentul ăla, mi-a spus că, ok, vin, faci ce vrei, doar vin acasă. Uh, am, am căutat cursuri și atunci am observat uh, cumva cu mâhnire, când nu mai sunt cel puțin pe plan local sau undeva mai apropiat, nu sunt cursuri pentru bijutieri, și am găsit un curs la Timișoara. Am făcut cursul în paralel ca să-mi fac așa o idee practic despre ce ar fi, doar că abordarea clasică a bijuteriei predată la curs nu prea se pupă cu abordarea pe care o doresc eu pentru clienții mei adică randări 3D, imprimante 3D, rășini, o altă tehnologie, o altă abordare care să poată să aducă clientul cât mai aproape de piesa finală înainte să ne asumăm amândoi vreun risc și vreun cost. Cum spuneam, în paralel cu cursurile astea, am învățat inițial de pe YouTube design-ul de bijuterii Treptat, treptat și cu multă încăpățânare, și cu multe cursuri plătite online, am ajuns în 2021 să fiu recunoscut, să fiu câștigătorul trofeului la Romanian Creative Week, la concursul organizat de Taylor, pentru cel mai bun design de bijuterii. Felicitări. Și Mulțumesc! Deci, prin încăpățânare și pasiune, am primit o confirmare care cumva mi-a dat aripi ca să pot să mă acces. 100% pe, pe chestia asta cu bijuterii. Dar cei de la Taylor sunt cei mai buni, să spunem, sau sunt acolo, undeva în top, când vine vorba de bijuterii? Nu există cei mai buni sau cei mai răi. Nu. Este o formulare care poate leza. Adică, nu știu, ar fi un model, poate, sau ei dau startul. Un, un model de dezvoltare. Da, ei dau startul când vine vorba de bijuterii, adică dacă... Nu, ă, ei se adresează unui public care căuta Uh, chestia asta în Iași, chiar și în România și în momentul de față chiar și în afara țării. Uh, un public care căuta bijuterii altfel, prezentate altfel, împachetate altfel, pentru că ei vând o poveste, vând o imagine de premiu. Uh, acum nu înseamnă că sunt mai buni sau mai răi. Uh, s-au adresat unui segment de piață care era avid de, de bijuterii, prezentate în genul ăsta, dar fiecare firmă de bijuterii își uh, alege clienții. De asta, uneori, sunt nevoit, cu părere de rău, să resping unele proiecte în care principalul factor este prețul. Și mai ales când ajungem la întrebarea cât e prețul pe gram. În momentul în care aduci o bijuterie din Turcia, creată în 10.000 de bucăți și doar o pui în raft în România, atunci chiar și din punct de vedere contabil este mai confortabil pentru tine să-i pui un preț pe gram. În momentul în care ne întâlnim și îmi aloc o parte din timpul meu să te cunosc, să te înțeleg, să văd cam ce-ți dorești, după aia îmi aloc o parte importantă în crearea unui, unui design pentru tine. Din trei variante care le prezint inițial, s-ar putea să nu-ți placă niciuna. Nu e nicio problemă, o luăm de la capăt, căutăm altceva, măcar știm ce nu-ți place în momentul ăsta. Deci tot este un, un progres. Nu pot oferi la final un preț pe gram. Pentru că în spatele bijuteriei este o poveste. Și aici ajungem la cumva o altă discuție. Chiar dacă treaba de personalizate este un mare trend în momentul de față și o nevoie în piață, mulți consideră că n-ar fi neapărat o mare chestie să-ți faci personalizat. Bun. Dar ai fi de acord, de exemplu, o de mireasă pentru cea mai importantă zi a vieții tale? Să o cumperi dintr-un magazin fără să o probezi, fără să o modifici, doar să știi că e cam albă? Nu. N-ai putea. O mașină la fel. Nu ar putea, domni, de exemplu, că relaționează mai bine cu mașinile, n-ar putea să-și cumperi mașina doar dintr-o poză. Și după aia automat o să aibă surprize, pentru că poate nu le se potrivește, nu știu, dimensiunea mașinii, puterea motorului. Deci o chestie personalizată este creată strict pentru tine. Acum eu uh, nu-mi doresc să mulțumesc pe toată lumea. Nu ăsta este scopul să vindem tuturor. Nu suntem uh, nici uh, aviz de uh, marketing în uh, genul ăsta. Și tocmai de asta știm că clienții care apelează la noi pot aprecia o bijuterie în care s-a investit timp, energie, materiale de calitate, plus anii din spate în care a trebuit să lucrezi ca să ajungă în momentul de față. Doar noi să le faceți? Da. Deci nu mai aveți vreun ucenic sau vreun no, angajat care no, no, face faceți. No, no. Oricum, cred că și ucenici nu prea găsiți că. Nu, nu tocmai prea asta este. interes în, în, pentru domeniul ăsta. Interes există, doar că există. este un, un domeniu în care progresul inițial este destul de greu. Și atunci trebuie să fii tu destul de pasionat sau de încăpățânat să poți să treci peste etapa inițială, și ulterior, ca în absolut orice alt domeniu, vor veni și banii, și liniștea, și aprecierea societății. Dar progresul inițial este destul de greu. Dar spuneți-mi care e diferența între aurul? Diferența. Vizual clar, aur alb și aur galben. Noi aurul percepem galben. Majoritatea da, aurul, aur, aurul, ca aurul și bă, culoare de bază naturală, este, este galben. galben. Prin aliere ajungem la pă, o culoare albă, cu un anumit tip de aliaj sau dacă ne dorim un aur roz, folosim alt tip de aliaj și. Și aur roz. Da. Dar aurul, oricum celălalt, cred că e mai mult între trend acum. Că mulți dintre cei care și-au început la inele de la nu văd. Ai da. o piatră cu un inel da, de naural. Și începe la fel, trendul ăsta este bă, cumva preluat de piața din America? Păi, da să cei de la Pandora. Au vândut foarte. Ei nu sunt americani, cei de la Pandora? Uh, ba da. Ei au vândut foarte bine brățările și tot ce a semnat de la Da, asemnat, Dar brățările, și brățările lor sunt din argint. În mare parte, și cearmurile, și tot ce mai vând, sunt din argent, și la fel se adresează altui public. Aveau și varianta cred că aur alb. Adică eu nu am, dar știu că persoanele, okay. la un moment dat, care își cumpărau uh, brățările și tot așa, adăugau uh, charmuri. acele cearmuri, da, își luau din aur uh, alb. Uh, ce este un trend acum pe piața europeană este inelul de logodnă în două culori. Adică montura să fie, de exemplu, din aur galben sau aur roz, iar șina să fie din aur alb. O combinație de culori. Da. Și <laughs> astea sunt chestii care, la fel, pe, pe, pe mass market nu ai să le găsești, pentru că, ca și eficiență în producție, nu poți să-ți bați capul să combini atâtea nuanțe și atâtea modele. Şi aurul roz e cu noat, e o spre roz, da să-l caut, că e eu nu aur știu roz. roz. E chiar roz? Da. Și avem noi pe piața aur roz? Sigur că da. N-am observat niciodată. Da, uitați acum ne apare. Uh, cred că chiar fi, am, fi, și, mai... am și, am am făcut pentru, pentru doamnă din UK, uh, verighete din aur alb cu aur roz, care se îmbină cu inelul de logodnă trendul cel mai important în momentul de față pe piața de la noi pe care l-am simțit și pentru care apelează majoritatea clienților la mine este verigheta care urmează perfect conturinelului de logodnă. Și asta pentru că rezolvă problema spațiului dintre verigheta clasică și un enel de logodnă pe care de multe ori l-a ales soțul fără să mai aștepte cumva indicii din partea viitoarei soții da, ca să fie mai ușor de purtat. Majoritatea poartă așa, cum port eu. Da. Inelul de logodnă și vergheta. Cei care vor să... Na, mai sunt persoane care nu suportă două inele pe deget, le poartă separat. Sau poartă doar verigheta, să spunem. Nu? Da, și sau se poate face o verighetă la fel de subțire cum este și în inelului de logodnă, dar care urmează conturii inelului de logodnă pe ambele părți. Și atunci, chiar dacă putăm verighetă și inel de logodnă pe același deget, nu o să-l simțim ca două chestii diferite greoaie pe deget și care ne incomodează. Da, e și, e și un aspect aici. Mai multe, și un aspect deci, mai multe detalii pe, pe subiectul ăsta, cred că găsesc cei care ne urmăresc pe, pe TikTok sau pe Instagram, pe paginile noastre, pe saida.ro sau pe atelier saida, pentru că fiecare bijuterie e personalizată. Adresăm o problemă și uh, încercăm să adresăm niște dorințe ale clienților și atunci orice aș explica în momentul de față pentru clienți chiar și acum, chiar dacă noi facem de mult timp genul ăsta de verghete, chiar și în momentul de față pare ceva wow și ne mai uh, întâlnit, pentru că n-au avut ocazia să-l să vadă undeva. Dar cea mai comună întrebare care este? Ce vor să știe? Uh, făcând abstracție de uh, cât costă... Da. Cea mai comună întrebare este preț per gram. Pentru că marea majoritate a celor care ne urmăresc pe social media nu sunt familiarizați cu conceptul de bijuterie personalizată și cu conceptul de o piesă, nu doar o bijuterie pe care o raportăm la gram. La fel sintagme de genul ăsta, v-am zis, sunt multe, adică Vreau personalizat, nu știu ce vreau, asta este deja de bază. Când e gata și un, un proces de producție obișnuit pentru o piesă durează cam 3 săptămâni din momentul în care avem confirmat designul final în rășină. Cea mai, cea mai lungă, cât a durat? Cea mai lungă durată de execuție? Cel mai. Nu, nu, nu durează să spunem maxim, maxim o lună în funcție de complexitatea designului complex, da De asta, pentru cei care își doresc verighete le recomand să înceapă o discuție cu noi undeva la un trei luni înaintea evenimentului Nu pentru că ar dura trei luni procesul de producție, dar pentru că dacă o lăsăm pe ultima lună când mireasa deja este nebunită cu florile, cu probele la rochii, cu alegerea meniului și cu alte chestii, nu o să aibă timp să stea relaxată pe telefon, să aleagă 20 de pinuri de pe Pinterest sau 10 imagini de pe net pe care și le dorește și să ne le trimită nou ca să ne inspirăm. Pentru că de obicei, chiar dacă primesc o, o poză de la un client cu o piesă anume, nu încerc niciodată să o replic 100% o folosim ca inspirație, sunt mai mult decât binevenite 30 de pinuri, 30 de mesaje pe WhatsApp cu ce stil de bijuterie îi plac viitoarei cliente, dar din toate cele 30, să spunem, alegem câteva detalii pe care le înglobăm într-un design care să fie diferit de, de toate celelalte 30 la urmă, dacă e un unic, trebuie să fie trebuie un să fi unic. Să fie Da, să fie. Dar văzusem oricum postările de pe pagina noastră cu un inel de logon cu floare. Semna cu o floare. Foarte interesant și am văzut că modelul acesta nu neapărat că e comun, dar e cerut. Adică am văzut că multe fete acum... Sunt, Sunt multe bă, inele care Pot fi cumva văzute comune în piață, dar plecăm de la o inspirație. Și în momentul în care uh, un anumit client ne spune, de exemplu, o floare inspirată uh, de la un cerum de la Pandora, că tot uh, vorbeam, a vrut-o exact la fel, dar a transformat în inel din aur galben și schimbat uh, culoarea petalelor. O chestie de genul ăsta nu o putea face la Pandora. Și atunci am venit noi în ajutorul Doamnei. Deci elemente comune, așa, ca și elemente de bază, da, se pot găsi în piață. Cum vorbeam mai devreme de uh, inelul de logodnă solitar, care are o, o singură piatră. Ca și bază, are doar o șină și o piatră. Dar accentul pe care îl pun eu în uh, designul face să diferențieze cumva la o privire mai atentă. Da, până la urmă, dacă ați zis că faceți orice... Își dorește clientul ca și model, da. ca și <laughs> uh, inel, verghetă sau orice altă bijuterie. Inel, deci verghetă, noi... pandantiv, cercei, nu este, nicio, nu este nicio limită în ce ține de design. Uh, ce vine cumva în ajutorul nostru, de exemplu, este că dacă cineva își comandă un inel, în, inel de logodnă într-un anumit design și este foarte încântat, pe viitor, dacă dorește să întregească cumva inelul de logonă într-un set, cam știm ce își dorește uh, ca și design pentru o pereche de cercei sau pentru un pandantiv, sau știm exact cum a fost design inelul de logonă ca să putem construi în jurul lui o verighetă. Dar ce întrebări mai uh, comice așa ați primit? <laughs> sau clienți care au vrut, nu știu. Uh, întrebări. Au <laughs> Uh, Personaj de sine animate sau nu știu ceva care să le aduc aminte de. Nu. Uh, la un moment dat uh, a trebuit să fac uh, designul pentru uh, un uh, INEL al unui club de biker din uh, Danemarca. Ceva Dacă de asta și-a a dorit a clientul, asta am făcut. Așa ca, ca și abordări, nostime să spunem, nu sunt. Pentru că. La bază, fiecare își dorește ceva special, chiar dacă formularea este aparent amuzant. Da, vor să aibă o amintire până la urmă. Da, și în momentul în care bă, ajung la mine, înțeleg că chestia respectivă nu o să o găsească în piață. Sau nu o să găsească în, în apropierea lor. Și atunci putem discuta. Dar sunt persoane mai în vârstă care au reușit să colecționeze. Multe bijuterii da. sau poate au moștenire de familie și au venit la noastră ca să le. nu știu, să le dați niște sfaturi da. să, ce să-și mai cumpere, poate sau ce. Dacă, dacă ne raportăm, de exemplu, la colecții care sunt strânse de-a lungul anelor, de obicei recomand să fie doar curățate profesional. Dar să nu fie alterate cumva, pentru că orice bijuterie veche are farme cu ei. În momentul în care o bijuterie veche uh, are ceva defecte și nu mai pot fi remediate, trebuie în momentul ăla putem lua pietrele, de exemplu, și putem crea un model asemănător sau updatăm cumva modelul către dorințele nepotului sau nepoate care își dorește să poarte pietrele bunicii. Dar uh, dacă bijuteriile au fost păstrate timp îndelungat, ani întregi în familie, au cumva și amprenta persoanei care le-a purtat. Și atunci nu mai poți să le mai consideri strict aur și încercăm, ori reîmprospătăm, ori updatăm modelul, dar încă să păstrăm amprenta persoanei respective. Dar dacă vorbim de casele regale, ce bijuterii apreciați? Noi? 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 Și în Europa... Uh, la casele regale, de exemplu, cel mai, uh, cea mai cunoscută și cea mai apreciată pe piața din Europa este casa regală din uh, Anglia avem uh, abordările clasice ale inelului de logodnă cu uh, safir și diamante ale prințesei Diana, și ăsta este un, un design care a trecut chiar a trecut testul timpului și este o chestie clasică, dar încă elegantă și încă este foarte căutată. Uh, așa ca și case, ca și case regale altceva care să fie neapărat de menționat, nu știu să zic care să mă fi influențat. În schimb la fel mai sunt, mai sunt firme de bijuterii cu istorie care chiar, chiar pot fi considerate influențe pentru cel puțin ca mine pentru un designer la, la început de drum și chiar și designeri, designeri de interior sau ne, ne putem inspira din, din absolut orice domeniu pentru a crea o, o bijuterie. De exemplu, zilele trecute, mă plimbam pe Ștefan și m-a inspirat cumva și mi-a sărit în ochi, chiar dacă am trecut pe lângă Biserica Trei de mii de ori, uh, mi-a sărit în ochi un model anume de pe. De pe uh, Tencuiala, nu știu dacă e corect da. spus tencuiala bisericii. E relativ recent renovată. Da, deci... mai sunt niște modele interesante la gară. Fix pe clădirea gării, niște chestiuțe care pot fi uh, adaptate cumva. Uh, de palat nu mai spunem. Palatul uh. deja în sine este o operă. Deci, uh, raportând ne la influențe sau la case regale care... Uh, chiar marchează așa. cea mai interesantă ar fi Anglia pentru că are niște chestii care au trecut testul timpului. Da, vorbim de uh, acel inel al prințesei Diana. Da, da. Plus că și bă, prințesa actual, nu știu dacă este exact prințesa Kate Middleton este este oricum renumită pentru stilul vestimentar și pentru alegerea materiei de bijuterii. Da. Dar trebuie să ținem cont că orice bijuterie pe care o alege este dictată cumva de rigorile casei regale și atunci nu o putem cunoaște pe ea ca și persoană prin bijuterie pe care le poartă. Da, ei au o anumită conduită și niște <laughs> reguli. Oricum, recent, cred că purtase un costum făcut la neamț, dacă am reținut eu, oricum, în zona acesta în Moldovei, l-au făcut de neamț. Un costum, nu știu. da, ceva din tricot a fost foarte mult mediatizată. Ideea aceasta, adică poartă și și la un preț acceptabil, nu era. Da, pentru că calitatea nu este raportată la o anumită zonă. Și persoanele care recunosc calitatea sunt dispuse să. Plătească un preț rezonabil, să spunem, dar comparativ mai mic decât alte, alți furnizori din Uniunea Europeană, să spunem. Și sunt dispuse să și aștepte, cu toate că o comandă din partea unei case regale are prioritate, adică să fim sinceri. Cum ar fi să refuzi, da, nu? Regele. Duh. Sau să spui, mai durați puțin, că mai avem multe convenții. Dorm mai puțin și o scoatem la capăt, nu e nicio problemă. Da. Exact, da, până la urmă e și o provocare să. Exact, exact. Pe lângă că orice comandă este o provocare pentru că nu știi ce o să-ți ceară clientul care te întâlnești, un client care are deja un statut poate fi o surpriză și o provocare pentru tine ca persoană, pentru tine ca designer și pentru firmă în general și pentru renume. Dar de la noi ați primit comenzi, nu știu, de la influencer, vedete că tot e la mod, acum prendul uh, acesta? Am influencer, să spunem, am primit comenzi de la influenceri locali, să spunem. Chiar dacă influencerii locale au ajuns să fie, fie influencerii naționali, naționali da, da, da. Una din, din comenzile la, la care mi-a plăcut foarte mult cum am început colaborarea. Vorbesc aici, dacă tot e liber și putem să da nume, de Ana Ichim și Andrei Ichim. Da. Uh, știu bine. Au dorit uh, ceva altfel. Ce anume. Da, eu nu uh, Cred că da, da Cred că da. Și-au dorit ceva altfel. Bugetul n-a fost neapărat o problemă, dar nici nu am sărit calul. Și am reușit, zic eu, să fac pe Ana încântată de inelul de logonă, pentru că avea o problemă. Inelul de logonă, de exemplu, era un pic mai larg și, datorită monturii pietrelor, nu putea fi redimensionat. Și atunci am ales, și cred că a fost printre primele care a acceptat să poarte o verighetă care urmează conturul inelului de logodnă. I-am explicat că trendul este oricum venit din America. În următorii ani o să fie foarte căutat Ceva și la comun. noi și am avut dreptate. Iar la fel pentru verigheta lui Andrei a trebuit să preluăm niște elemente din piatra de inelului de logodnă. Al Anei, și să transpunem cumva într-o verighetă comodă, dar nu simplă, să transpunem forma de pară în verigheta lui. Din punctul meu de vedere, este un proiect la care am lucrat chiar cu drag, și colaborarea a mers, însă și eu sunt niște oameni deschiși la, la, la provocări și la căutat chestii noi altfel. Da, oricum, bijutierii vor provocări. Până la urmă, dacă faceți și bijuterii personalizate, clar, nu seamănă una cu cealaltă, da. vă perfecționați As prin pe ceea ce, ce comenzi primiți. Dar există un tipar al clientului, un, o tipologie a clientului. Mm, vă referiți aici la avatarul de client al. Nu știu, mă gândesc persoanele care vor, poate, o bijuterie mai bogată, să zic, cu mai multe pietricele, se potrivește unui anumit, un, un anumit tip? Da, de persoană, o persoană care, de exemplu, lucrează într-o corporație, cum am avut în, în perioada, în sezonul ăsta, în vară, își dorește o bijuterie personalizată, dar personalizată la un nivel mai discret, ca să poată fi purtată la birou o persoană care este mai energică și are o profesie liberală și poate să se exprime mai liber, atunci va prefera o bijuterie chiar și cu pietre prețioase colorate sau un design mai extravagant și atunci îmi dă voie să, mă, să jonglez cu, cu de design. Ca pattern pentru o comandă doar așa le putem împărți între ce tip de personalitate ai avea sau unde lucrezi, ce, ce funcție ai, pentru că o funcție de conducere automat implică anumite rigori în vestimentație, în bijuteriile pe care le porți și un inel extravaganță ar putea să dăuneze. Da. Ați spus deja că cei care mă vă contactează se întâlnesc cu dumneavoastră și dimineața și seara. Sigur că da. Am livrat verighete la uh, fundație, la șapte jumate dimineața, pentru că le-au vrut neapărat de la mine și ieri gata, și pentru că uh, știam cumva, ca și clienți recurenți, atunci au prioritate. Uh, am persoane cu care mă întâlnesc și seara după ce își uh, termină programul la job și ne putem întâlni în oraș unde le este lor comod, stăm la o cafea, stăm la un ceai, adică nu clienții nu sunt restricționați de un anumit program. Ne putem întâlni când își doresc, unde își doresc, indiferent dacă sunt matinali sau mai nocturni. Dar așa, în încheiere, ce recomandări aveți pentru cei care vor să aleagă o bișterie? Dacă vorbim de cea personalizată, unde dumneavoastră v-ați specializat, să spunem, în ultima perioadă? Ca și recomandări de bază ar fi să aleagă ce își doresc, estetic, pentru că bugetul oricum poate fi personalizat. Dar recomandarea de bază este să își aleagă și să-și sublinieze exact ce își doresc, ca să putem să comunicăm în cadrul unei întâlniri. Orice altceva după. Poate fi modificat, personalizat, fără nicio problemă. Principala grijă a noastră este ca clientul final să fie încântat. Până la urmă, asta e, asta e scopul: să fii mulțumit că porți acea bijuterie și să. Să o porți știi că a fost, mult timp. a fost creată pentru tine, să știi că poți să o porți o viață întreagă, să știi că în momentul în care ai ales-o avea anumite emoții, avea anumite stări într o anumită conjunctură, într o anumită etapă din viața ta și bijuteria respectivă chiar reprezintă ceva pentru tine și reprezintă o etapă din viața ta. Nu reprezintă doar, să spunem, o 1000 de lei care au fost cheltuiți ieri și săptămâna viitoare am uitat și așa să încheiem O bijuterie purtată toată viața și să și rămână poate moștenire cum se întâmplă de altfel da. la alte case. Mulțumim pentru prezența în podcast. Vă mai așteptăm să vorbim despre bijuterii și succes în ceea ce faceți. Vă mulțumesc! Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și bineînțeles rămâneți, urmăriți-ne pe podcast, podcast BZI pentru că urmează ediții la fel de interesante. Numai bine!